ședința apartamentului și uneori ședințele sunt atât de lungi, de șpare, spare. Ce site-uri accesați? Eu mă uit pe Yam Ender și acolo vezi cam tot ce e mai relevant. Mă uit și pe un site rusesc, care îmi pare unul mai obiectiv și mai puțin poluat de propaganda oficială. Nu, este RBK. Mă uit pe un site ucrainean, fiindcă sunt foarte interesat de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Viitorul nostru, din păcate, iarăși depinde mai mult de vecinii noștri și mai puțin de noi. Și încep să mă mai uit pe la BBC sau cea de genul ăsta.